Un român din Deva a inventat un mecanism care crește autonomia mașinilor electrice cu 30%. Romeo Cătălin Noi a reușit astfel să câștige marele premiu Bursa SAP Propulsăm Viitorul, în valoare de 10.000 de lei, premiul fiind acordat de Fundația pentru Dezvoltarea României. Inginerul Hunedorean a fost ales din cei peste 20 de participanți care și-au înscris invențiile și inovațiile în competiție. Invenția se numește reductor mecanic cu raport de transmisie variabil autoadaptiv și a fost dusă la bun sfârșit după 2 ani de studii și cercetări. Iar Romeo Cătălin este alături de mine. Bună dimineața, bine ați venit și felicitări! Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Suntem foarte curioși de invenția dumneavoastră, care a reușit să impresioneze juriul și să câștige acest premiu important care ajută tinerii inventatori de la un an la altul. Ce anume ați reușit să prezentați juriului? Ce anume face acest motor? Invenția se numește reductor mecanic cu raport de transmisie variabil autoadaptiv și este destinat să echipeze automobilele cu motor electric, adică să le asigure transmisia. Având rolul de a reduce consumul de energie electrică, deci crește autonomia vehiculului, putem parcurge mai mulți kilometri cu o singură încărcare a bateriei. În stadiul actual se știe că transmisia mașinilor propulsate de un motor electric este asigurată de un reductor mecanic cu o singură treaptă de reducere, ceea ce face ca motorul să lucreze pe o plajă largă de turații, ducând automat la un consum mare de energie. Acest reductor funcționează teoretic cu o infinitate de rapoarte de transmisie cuprinse între două valori fixe alese constructiv, ceea ce face ca motorul electric să lucreze pe o plajă restrânsă de turații cu creșterea autonomiei, cu creșterea numărului de kilometri parcurși cu o singură încărcare. În condițiile în care se iau măsuri disperate pentru evitarea poluării și încercăm cu toții să ne îndreptăm spre mașini electrice, deși pare un domeniu nu suficient de cunoscut în România, pare o mană cerească ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că știu că unul dintre argumente este tocmai acesta, că nu au autonomie foarte mare. Da, autonomia este relativ mică. Și de aceea, folosind acest reductor, putem crește autonomia cu circa 30%, iar dacă se va perfecționa, cred că se poate ajunge chiar mai sus, undeva la 40%. Care sunt pașii următori? Ați câștigat acest premiu. Ce urmează pentru a putea fi pus în practică această invenție? Este încă în stadiul de idee inovativă. Pasul următor va fi brevetarea ei. De aceea, împreună cu colegul meu, Sorin Rațiu, de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, o să trecem la redactarea documentației necesare ce trebuie depuse la OSIM. Ba, mai mult decât atât, vrem ca anul viitor să și realizăm un prototip funcțional pe care să-l expunem la standul fundației anul viitor la Salon Auto. Dacă veți reuși să ieșiți în afara granițelor cu această invenție, credeți că va reuși să atragă atenția marilor producători auto? Haideți să luăm pas cu pas, să facem primii pași, apoi să vedem și pasul cu brevetarea internațională. Prima dată să încercăm o brevetare pe plan național și apoi să vedem. Deci pas cu pas și ajungem și acolo. Foarte bun planul pe care l-aveți dumneavoastră. Tot pas cu pas ați început în urmă cu 2 ani de zile. Cât de complicat a fost procesul? Ce dificultăți ați întâmpinat de-a lungul timpului? Activitatea asta creativă, tehnică, am de mult timp, încă din timpul facultății. Împreună cu fratele meu, am un frate geamă care locuiește în Timișoara și el are acțiuni de astea creative, tehnice. Am creat atunci un motor cu 4 cilindri rotativ, cu raport de comprimare variabil, după care am trecut la partea electrică când am creat un grup unui sens de suprasarcină. Apoi au apărut mașinile electrice și mi-am adus aminte de ideea asta mea care o brevetasem mai de mult timp și am perfecționat-o și am ajuns la formula la care m-am prezentat la Salon Auto. Dintre invențiile dumneavoastră din trecut, e vreuna pe care regretați că nu ați pus-o în practică sau pe care vă gândiți să o, nu știu, nu modernizați, ci să o readaptați? Deci grupul acesta, unui sens de suprasarcină, regret că nu m-am dus cu brevetul până la sfârșit, că era o idee bună de protejarea motoarelor electrice. Am mai avut împreună cu fratele meu un acumulator de energie mecanică care iarăși tot așa l-am inventat, l-am brevetat, am ajuns până în fazele finale de brevetare și iarăși am abandonat ideea.
sper că această idee să o duc totuși până la sfârșit. Aveți un imbold important, dar eu sunt foarte curioasă. De unde a pornit această pasiune a dumneavoastră și a fratelui dumneavoastră? Păi, este una din pasiunile mele alături de matematica și fotbalul juvenil. V-ați deci, influențat unul pe celălalt sau a venit din familie, de la tatăl dumneavoastră? Nu. Este chiar o pasiune a noastră, a mea și a fratelui meu. Noi doi de mici cream ceva, vreau să creăm ceva și în matematică. Am făcut fel și fel de probleme de matematică pe care le-am produs, le-am propus gazetei matematice. Deci, activitatea asta... Știu că aveți și un băiat de 19 ani, vă urmează? El este student la Cluj, e pe partea de IT. Sper să mă urmeze și cu deci tot o gândire matematică. Asta, da. Felicitări încă o dată. Mulțumesc mult de tot. Să ne sunați și să ne anunțați vestea bună, că a fost brevetat și că vin și alte invenții la fel de importante. La anul vreau să ne vedem la salonul auto cu prototipul funcțional. Doamne așa, mulțumesc tare mult. Mulțumesc, să rămânăm. Scurtă pauză de publicitate, revenim imediat, rămâneți cu noi.